polițiștii de investigare a criminalității economice au efectuat astăzi aproape 200 de percheziții în 19 județe, printre care și Maramureș, la societăți comerciale și persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor. Potrivit informațiilor puse la dispoziție presei de Inspectoratul General al Poliției Române, din investigații a rezultat că în perioada 2012-2014, mai multe societăți comerciale ar fi înregistrat în evidență contabilă cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive de la două societăți comerciale cu comportament de tip fantomă, cu sediul în Giurgiu, constând în achiziționarea de mărfuri și servicii care, în realitate, nu au fost realizate de firmele din acest județ. Anchetatorii au menționat că în cauză se efectuează cercetări față de 103 persoane bănuite că ar fi înregistrat în evidența contabilă achiziții și servicii nereale, constând în cumpărarea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje și prestări de servicii privind organizarea unor spectacole, precum și repararea unor spații aparținând unor instituții de interes public. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 6,5 milioane de dolari americani. În Maramureș au fost efectuate două percheziții în zona Târgu Lăpuș.